Salutare, prieteni! Bine ați revenit în bucătărie la Uzi! Astăzi pregătim supă cremă de dovleac Hokkaido. Este o supă cremoasă, sățioasă, numai bună pentru zilele de toamnă. Curățăm ceapa și cartofii și le tăiem cubulețe. Dovleacul îl spălăm bine, deoarece îl folosim cu coajă. Se scot sâmburii și se taie și el cubulețe. Adăugăm apă, vegeta și punem la fier pentru 25 de minute. Strecurăm legumele, iar apa o punem deoparte, deoarece ne trebuie mai târziu. Zdrobim cățelul de usturoi și cu blenderul pasăm legumele fierte până obținem o pastă mai groasă. Pasta nediluată se poate congela foarte bine și când avem nevoie de o mâncare rapidă, se dezgheață și se adaugă un pic de apă cu vegeta, smântână și gata e mâncarea. Subțiem cu apa pusă deoparte până se obține consistența dorită. Punem la foc potrivit, condimentăm cu sare și piper după gust, adăugăm frișcă de gătit și mai lăsăm să dea 2-3 clocote. Putem pregăti supa și de post înlocuind frișca de gătit cu frișcă vegetală. Supa cremă o putem servi după preferințe, cu bacon prăjit, semințe de postan prăjite în tigaie fără ulei, pâine prăjită sau arpagică. Sper că v-a plăcut și o să încercați rețeta. Vă aștept părerile în comentarii. Nu uitați să dați like, să distribuiți și să vă abonați. Pe data viitoare!